tehnici chirurgicale foarte moderne și care au rezolvat această problemă. Problema cu adevărat majoră este cea pe care vă prezint aici foarte pe scurt și o aveți și mapele dumneavoastră, se cheamă degenerescența maculară legată de vârstă. O parte din dumneavoastră știu, eu le spun tuturor pacienților, acum 16 ani când eram în ultimii ani de rezidențiat, această afecțiune o învățam la curs. Atât. Nu existau alte comunicări, alte întâlniri. Și era și o boală urâtă care se învăța greu, fie vorba între noi. Acum, după 16 ani, orice întâlnire oftalmologică în lumea asta are o secțiune dedicată ei. De ce? Pentru că în intervalul ăsta de timp a ajuns prima cauză de pierdere a vederii în lume. A depășit glaucomul și retinopatia diabetică, care de mult erau pe primele două locuri. Deci e o problemă globală. Din păcate nu are un tratament curativ, deci sunt niște încercări destul de modeste la ora actuală. Singurul tratament este cel preventiv. Și una din cauzele incriminate, sau una din cele mai incriminate cauze, este reprezentată de expunerea ochiului neprotejat la radiațiile ultraviolete. Cea de-a doua este legată de altă constantă, să spunem, a vieților noastre, și anume calculator. Dar ca să revenim la radiațiile ultraviolete, cred că v-am atras atenția asupra acestui pericol pe care sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoșteați. Și acum o să auziți o variantă modernă sau ce a apărut nou și probabil util, adică nu probabil, ci sigur util în acest sens. Așa că vom face din nou rocada și veți auzi acest tip nou de lentilă. Vă mulțumesc! Ok. Ce vă putem spune este faptul că este de datoria noastră să avem grijă. Să avem grijă de ce? De protecția vederii. ESILOR nu vă oferă vacanțe, nu vă oferă credite la bănci, nu vă oferă mașini. ESILOR vă oferă o vedere mai bună și o vedere sigură. Știți ce reprezintă această imagine? Cataractă. Nu. Ultravioletele, care sunt peste tot, un pericol imens, dar pe care nu-l vedem. Dacă avem lumina solară cu spectru vizibil cunoscut de toată lumea, radiațiile infraroșii, care nu sunt periculoase, undeva sub 380-400 de nanometri, avem radiațiile ultraviolete. Aceste radiații se împart și ele în mai multe categorii. Radiațiile ultraviolete de tip C, sub 280 de nanometri, nu ajung pe suprafața Pământului. Ele sunt emise de lumina solară și sunt absorbite în stratul de ozon. În momentul în care nu vom mai avea stratul de ozon, aceste ultraviolete vor arde complet Pământul. Celelalte ajung pe Pământ și chiar trec prin mediile anterioare ale ochiului și ajung la retină. Vom vedea. La ce concluzie a ajuns un profesor de la o universitate din America?
singurele părți ale corpului care sunt direct expuse la razele ultraviolet foarte periculoase sunt ochii. De ce? Dacă vrem să ne protejăm corpul, pielea, putem foarte ușor să avem, eu știu, pantaloni lungi, cămăși cu mânecă lungă, iar pe față, pe mâini, ne putem proteja cu crema solară. Ochii nu putem să-i acoperim. În momentul în care am acoperit ochii, nu mai vedem. Pe ochi nu putem să dăm cu cremă solară. Trebuie să găsim o altă soluție de protecție. Care sunt riscurile? 90% din cazurile de cancer de piele apar în zona capului și a gâtului. Pentru că aici pielea este expusă direct și este și ceva mai sensibil. 90% din simptomele îmbătrânirii se datorează acestor radiații UV. Unde apar acele riguri? În jurul ochilor. Ce se întâmplă cu aceste ultraviolete? Dacă radiația vizibilă ajunge spre retină, pentru că numai așa putem vedea, aceste radiații ultraviolete pot fi absorbite de mediile anterioare ale ochiului cornee cristalin, dar o parte dintre ele ajung și pe retină. Acestea sunt cele mai periculoase. 20 de milioane de operații la ochi apar datorită cazurilor de cataractă cauzată de aceste radiații ultraviolete. 5 până la 10% din cazurile de cancer de piele apar pe pleoape pentru că aici pielea este extrem de subțire și pielea conține țesuturi care pot fi vătămate de aceste radiații ultraviolete. Așa cum spuneam, radiațiile ultraviolete periculoase sunt invizibile și sunt peste tot, inclusiv în casă. Avem o cantitate de 7% din totalul ultravioletelor, datorată unor becuri fluorescente. Avem ultraviolete pe timp noros, pe timp soare cu nor și cu atât mai mult când vremea este însorită.